Anul acesta, proiectul Hercule a ajuns la cea de-a patra ediție. Proiectul este derulat de Agenția Națională pentru Sport și se desfășoară în această vară în toate județele țării și are ca scop de a atrage către sport copiii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. În județul Hunedoara, proiectul Hercule se desfășoară în perioada 3 iulie-6 august. Și timp de 5 săptămâni, peste 240 de copii au posibilitatea să urmeze cursuri gratuite de inițiere în diferite discipline sportive. Anul acesta avem 24 de grupe, 9 discipline sportive, cu 18 antrenori și 245 de înscriși până în acest moment. Avem basket, judo, tenis, fotbal, gimnastică aerobică, tenis de masă, tir cu arcul, lupte libere. Cursurile se desfășoară în mai multe locații din Hunedoara, Deva și Aninoasa. Prin angrenarea copiilor în activitățile sportive, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret intenționează să descopere noi talente, să crească baza de selecție pentru sportul de performanță, dar în același timp să formeze o generație tânără, mai activă și mai sănătoasă. În principiu, noi ne dorim să fie cât mai mulți tineri noi participanți, așa că ideea era să participe și tineri care încă nu au fost niciodată prinși în astfel de activități, să vadă, să guste aceste discipline sportive și pe viitor să rămână alături de activitatea sportivă zilnică și astăzi avem să creștem o generație sănătoasă cu tineri sportivi și foarte activi. La ediția de anul trecut, în județul Hunedoara au participat peste 200 de copii, proiectul derulându-se în 11 locații pentru practicarea sportului.